i-a unit atât de tare pe părinții tăi? Cred că sunt prieteni. Relativ. Câteodată. Relativ. Relativ ăsta. Pe locul 2, cred că se respectă. Și știm foarte bine cum să împart chestiile acasă. Da. Și cine-i șeful unde? Ceea ce-i... Diviziunea muncii e foarte importantă. Și respectarea ei. Da. Ce spuneți? N-a zis un pârșan. Bătare. Da, ea e foarte calmă, niște și tolerantă și nu are... E non-agresivă și atunci... Lucrurile, cum să zic, practic, se desfășoară de la sine. Cred că noi ne-am certat în 25 de ani de 5 ori. Cred că ai Alzheimer, da. De înseamnă că dacă am zis de 5 ori, înseamnă că pe celelalte 50 nu le pun. Da. Doamna Burcea, ce pește știe să prindă domnul Burcea? După părerea mea, niciunul. Nu e pescuitul, nu e foarte. Ea are o problemă, nu mănâncă fructe de mare și pește. Și atunci nu se gătește în casa noastră niciodată da, pește. Da, nu am o alergie asta. Dar eu mă duc la pescuit cu băieții o dată pe an. Și îmi place să prind pește, nu cu lasetă și cu mulinetă, la băț. Echipa mea e și porumbul 4 acum în octombrie. Patru din cât? Am mai auzit un pescar. 4 din 5. A, nu, nu. Din câte echipe am fost? Am fost 7. A. Echipele erau de 3 persoane. Când a dus domnul Burcea ultima oară gunoiul? Cred că în 2015. Dacă mi-aduc bine aminte, cred că 2015 era undeva în primăvară. Ce credeți că le enervează cel mai tare la dumneavoastră? Faptul că sunt foarte încăpățânată, dar sunt încăpățânată că trebuie să fiu încăpățânată. Deci, analizați fraza. Care sunt pantofii preferației doamnei Burcea? Cei alea 100 de perechi care sunt în fața pe raft. Adică pe cele 14 rafturi stau pantofii. Cele 100 de perechi care sunt în față sunt așa. Restul sunt de-i poartă mai rar. Care este salata preferată a doamnei Burcea? Salata de băf. Cred că mănâncă foarte mult. Da, și salata de porc. Ce credeți că o enervează cel mai tare la dumneavoastră? Iubesc întrebările asta. Da. Păi mi-a reproșat ieri că am doar două teme de discuție și mi-a reproșat alaltele și că una dintre sunt ce probleme medicale am eu și că toată ziua, în ziua vorbesc despre stabilirea vacanțelor cu 2 ani înainte. Credeți și că sunt, da, și că sunt destul de amotric. Ioana. Ce tabieturi au părinții tăi, care nu s-au schimbat peste ani? Filmul Câinii și Canapeaua. Eu așa, dacă mă întreabă cineva cum vă văd eu pe voi... O viață foarte activă, cum s-a zis. Fiecare da. Pe canapeaua lui, tata stă mereu cu capul în partea aia. Alea sunt pernele, își întinde picioarele. Se știe și sunt foarte bine împărțite. Mama stă pe colțul ăsta care e și mai jos. Păi și lasă mai jos. Cu un câine aici, un câine aici și un câine aici și cea mică stă lângă tata, cocoțată pe burtă. Am dreptate? Cine conduce în casă, Ioana? Cine doamna ești? Gabriela. Da, exact. Dacă e să zic, nu. Cred că șefa familiei e mama. Ca toate celelalte stoase de familie. Corect. Dar, fiind doar noi trei și cred că suntem prieteni, cred că avem fiecare partea noastră. Nu? Inputul nostru în familie. Corect. Cine ți-a dat bani pe ascuns când erai mic? Nu răspunde. Dar mustăcește, o văd. Nu răspunde. Oficial, mama v-a ascuns tată. Ziceam, bă, că n-am, ba de la unul, ba de la altul. Dar nu spune... Clasic, da. Cred că amândoi. Care e cel mai frumos cadou pe care l-ai primit? A fost primul meu salariu. Cel mai frumos cadou cred că a fost faptul că mi-au permis după facultate să-mi iau un an. Nu știu dacă se știe treaba asta. Să-ți iei un an? Să faci ce vrei? Eu plâng mult, bine. Da. Așa. A fost faptul că m-ați lăsat să-mi urmez visul. Aici trebuie să lucrez. Aici trebuie să lucrez. Așa fac eu.
atâta, după aia am revit. Așa, deci cel mai frumos cadou a fost faptul că m-a lăsat să-mi urmez visul. Dar ți-ai dorit vreodată ceva și nu ți-au luat? Un șinșil. Da. Când aveai 5 ani, hai să trecem peste momentul ăla. Și am mai avut o perioadă în care mi-am dorit un frate foarte tare. Și el a venit, dar mai târziu. Da. Sub forma unui câine. Ce se clădește mai greu? O familie sau un business? Ce se construiește? Cred că fiecare are alte provocări. Nu pot să spun. La fel de greu amândouă? Cred că da. Cum se împacă business-ul cu familia? Păi depinde ce pui pe locul întâi de fiecare dată. La mine, până în momentul în care ea s-a desprins, ea a fost, mă rog, și va rămâne în continuare pe locul întâi.